sărbătorile pascale pentru dumneavoastră în copilărie? Bunica mea era catolică și atunci mergeam cu ea la biserica, catedrala aceea, și era un gen de sărbătorire. Apoi am venit în București, unde părinții mei sărbau normal. Tata era ofițer în armată, mai târziu a fost general și era cam complicat. Era cam... Pe vremurile acelea nu aveam libertatea asta să mergem când vrem la biserică. Dar noi tinerii mai mergeam, locuiam pe Chiselev și mergeam la mănăstirea Cașină. Ce să spun, practic era același lucru, așteptam acea noapte a învierii, așteptam lumina, pe urmă ne întorceam fiecare pe la casele noastre, sărbătoream cum se sărbătorește la români. Vedem aici cozonac, cu ouăle roșii. În familie, de cele mai multe ori în familie. Și cam asta era tot. Familia mea era o familie de oameni normali, de oameni, de intelectuali. Mama era medic, tata era ofițer, bunica fusese avocată de profesie, deci o familie de intelectuali, nu pot să spun că a fost o familie înstărită sau... Dar felul în care ne comportam în familie era special. Cred că momentele mai neplăcute au fost după ce l-am pierdut pe soțul meu, cel de-al doilea soț, care a murit într-un accident de motocicletă și nu mai era el cu noi. Sau de-a lungul anilor erau momente triste în care mi-am pierdut bunicii și nu mai erau cu noi. Pentru că, așa cum ți-am spus, am avut o familie foarte unită, știi? Și îmi amintesc că bunicul, după înviere, dimineața bătea în ușă la dormitorul fiecăruia dintre noi cu un platou cu drob, cu ouă roșii, cozonac, și ne adunam cu toții la masă și era atmosfera asta de familie plăcută. Cu trecerea timpului, familia mea s-a mai micșorat. Acum am rămas doar cu fata mea și cu nepoții. Sigur că încercăm să păstrăm aceleași tradiții, dar ne amintim cu drag de cei plecați. De ce vă este cel mai dor? De tradiții, de întâlnirile cu întreaga familie, poate găteați împreună? Mi-e dor de întâlnirile cu întreaga familie, pentru că în decurs de câțiva ani eu i-am pierdut cam pe toți, și bunici, și părinți, și soți, și am rămas doar cu familie răstrânsă, cum spun eu, și atunci sigur că simt lipsa celorlalți. Dar sunt lucruri inerente și asta e. Cum petreceți Paștele anul acesta? Petrec cu familia mea restrânsă, cu fata mea, cu cei doi nepoți ai mei. Sigur că nepoții mei, care sunt tineri, o să stea ce o să stea cu noi, dar probabil că o să plece să se întâlnească și ei cu prietenii, cu iubitele, cu... Dar eu voi sta cu... Cu fata dumneavoastră. Cu fata, îmi spunea cineva că la ce condiții au avut, pentru că totuși au avut condiții bune de trai, puteau să iasă niște beizadele cu mașini, cu... Tocmai de aceea ei mă întrebam. Nu, au ales să învețe și sunt foarte mândră de asta și sper că nu au alte legături. Cel puțin ce știu eu, n-au probleme cu droguri sau cu... Doamne ferește! Păi, da, da. I-ați simțit vreodată că ar vrea să vă calce pe urme? Nu. Niciodată? Niciodată, nu. Și fata mea și nepoții mei mi-au spus că li s-a părut prea grea moștenirea să vină după George Motoi și Cezara Dafinescu în aceeași meserie. Sigur că eu le-am înțeles sau am încercat să le dau dreptate, dar de fapt ei n-au dreptate, pentru că dacă ar fi avut chemarea asta, ar fi făcut ar fi oricum. Trecut peste orice.
pentru că și eu m-am pregătit pentru medicină. Părinții mei au vrut să dau la medicină. Eu am zis da, da, am făcut meditații, că așa se făcea pe vremea aia, se intra foarte greu. Și când au plătit bine părinții la profesor, când profesorii au spus că știu, am dat teste din astea, am zis bine, eu dau la teatru. Deci dacă aveau chemare, treceau peste orice. Ce părere au avut părinții dumneavoastră? N-au fost dezamăgiți? La mine a fost nenorocire, pentru că eu nici n-am intrat în primul an. Eu am intrat al treilea an, cum ar veni. Și... Ați fost foarte perseverentă, n-ați renunțat? Nu, pentru că în primul an n-am putut să mă prezint, că am făcut o răceală profundă și la proba eliminatorie nu puteam vorbi și eu am zis, leoaică fiind, zic, domne, n-au văzut ăștia ce pot. Adevăratul potențial. Așa. Da. Am picat în primul an cu Petrică, sub linie, așa, și pe al doilea an am intrat la facultate. A treia oară cu noroc. E, da, da. Ce spuneau părinții dumneavoastră în timpul acestor încercări? Vă mai băteau la cap? Vă mai reproșau? Nu, eu sunt leoaică și am avut o personalitate... Și după ce au fost dezamăgiți că n-am dat la medicină, au spus, asta e. Tata spunea, lasă, faci facultatea asta și pe urmă poate te apuci de facultate. După aia însă a fost mândru de mine și uneori chiar îmi spunea, uite mă, eu muncesc atâta și mă chinui atâta și tu joci pe scenă, spui trei poezii și toate ziarele scriu despre tine. Nu v-ați gândit nicio clipă să renunțați? Nu. În toți acești trei ani, până să intrați la facultate? Nu. Asta spun, că începusem să vorbim despre nepoții mei. Fata mea, Raluca, n-a vrut de la început. Niciodată n-a vrut, cu toate că eu am încercat, i-am dat niște lecții, am vrut să văd, știi, să-i scot microbul ăsta, că... Dacă totuși vrei să faci meseria asta, rămâi cu o dorință așa nemărturisită, știi? Și mi-am dat seama că poate să facă. E foarte vanitoasă, știi? Și n-a acceptat înfrângere și n-a fost sigură că va putea să ajungă la nivelul dumneavoastră. Noi, da? E un lucru nedrept. Vezi, ea era judecată de public, de ceilalți actori, la începuturi, ea era comparată cu noi în apogeu. Ea era la început, ea era mai bună decât eram eu la început, de vârsta ei. Dar ea s-a speriat și vanitoasă, n-a vrut să lupte. Probabil că nu a fost asta chemarea ei. Dumneavoastră v-a părut rău că nu v-a călcat pe urme? Nu. Eu am fost de părere că fiecare să-și facă... Să meargă acolo unde simte chemarea. Pe urmă, draga mea, acum, dacă stai să te gândești, eu știu dacă mai merita să facă teatru. Pe vremea mea, dintr-o mie, intrau 15. Și aveau niște profesori, dacă îți povestesc cine erau profesori la Institutul de Teatru, Demrădulescu, Amza Pelea, Albulescu. Acum, din păcate, probabil că sunt mulți talentați, dar sunt multe facultăți particulare. Intră câte 30, 40, e din așa un număr mare care iese de actori. Pe câți poți să-i angajezi? Că nu se mai angajează la teatru, gata, da, ai locul tău. Trebuie să lupți, e o luptă îngrozitoare. Eu nu știu, dacă aș fi... reușit acum. Asta voiam să vă întreb. V-ar fi plăcut să vă atingeți apogeul în lumea teatrului de astăzi? Nu. Mie îmi place. Cum să spun, sigur că era bine să am 30 de ani acum, dar n-aș schimba perioada pe care am trăit-o cu perioada de acum. Deși majoritatea oamenilor ar spune că frumusețea este un plus și o mare calitate. Dumneavoastră povesteați că uneori vi s-a părut că a fost un handicap pentru dumneavoastră. Pentru mine a fost întotdeauna un handicap, pentru că eu n-am mizat pe frumusețe. Sigur că eram frumușică la un moment dat. Dar conștientizați că erați frumușică? Nu. Aveați încredere în dumneavoastră? Nu. Frumusețea pentru mine nu a fost o armă și un atu.
eu consideram că e normal să arăt așa cum arătam. Și faptul că eram distribuită uneori numai pentru frumusețe, mă deranja foarte tare. Și de aceea, în multe dintre rolurile mele, puneam accent pe partea umană.